La țară aveam foarte mulți iepuri și evident că noi verișării, adică eu, frate meu și cei de verișări ai mei, eram responsabili cu hrănirea lor, drept pentru care în fiecare zi culegeam cu mânuțele noastre, culegeam iarbă, trifoi, ca să le dăm iepurilor. Și la un moment dat am zis că este destul de incomod așa să în fiecare zi să te duci, să culegi fiecare mânuță, aveam mânuța mică, până culegeam noi atâta iarbă cât pentru 20 de iepuri. Și ne-a venit nouă ideea genială că să nu luăm să ducem iarba la iepuri, ducem iepurele la iarbă. Drept pentru care le-am dat drumul, nu, e logic, drept pentru care le-am dat drumul în grădină și din 20 de iepuri au rămas cu vreo 8, pentru că ceilalți cu toții au fugit. Și noi a trebuit să dăm explicații bunicului unde-s iepurii. No, unde-s iepurii?